Începând de joi, 12 februarie, edilul va trece la sistarea serviciului de ridicare a gunoiului menajer și furnizarea apei potabile la o serie de agenți economici care au înregistrat datorii foarte mari. Pe lângă aceștia, mai sunt atenționați încă o serie de agenți economici cărora deocamdată serviciul nu va fi sistat, dar neachitarea datoriei către societatea furnizoare va duce, începând de săptămâna viitoare, la aceeași sancțiune de sistare a serviciului de ridicare a gunoiului și de furnizare a apei potabile. Bineînțeles că nu fac excepție nici de la Roplan, nici agenții economici. Începând cu data de 12.02.2015, se va asista serviciu și de furnizare a apei potabile, nu se mai ridică gunoi, la următorii agenții economici roplanici. Secer New Times, Top Agency SRL, pentru suma de 1.996 lei vechi, 9 facturi. În acea situație delicată se găsește și Sece Bialex John Calting SRL, care începând cu data de 12.02.2015 va rămâne fără apă, pentru suma de 1.697 lei, valorând 7 facturi. În această situație dificilă se găsește și Sece Amada INN SRL, care în data de 12 va rămâne fără apă potabilă, pentru suma de 3.370 lei noi, 10 facturi. Și aici regăsim și munca colectivă, societate cooperatistă, pentru o datorie de 11.736 lei noi, în data de 12 nu se va mai furniza apă potabilă și nu se mai ridică gunoiul menajer. Sece Iveric, nu fac nici ei excepție, pentru suma de 1.300 de lei, 14 facturi, în data de 12.02.2015 vor rămâne fără apă. Sece Zenom Group, 2.300 lei, pentru suma de 1.548 lei noi, în data de 12.02.2015 va rămâne fără apă. Sece Paradise Village Invest SRL, în data de 12.02.2015 rămân fără apă pentru suma de 812 lei noi. În aceeași situație se află și o serie de case din municipiul Câmpulung care nu și-au achitat datoria față de societatea Edilul CGA. O parte dintre răuplatnici au fost deja sancționați de astăzi, 11 februarie, sistându-li se furnizarea apei potabile, iar o altă parte sunt monitorizați în vederea debranșării. Dacă nici după această măsură răuplatnicii nu își vor achita facturile restante, precum și penalitățile, aceștia vor fi acționați în judecată, ajungându-se chiar la trecerea executării silite. Locatari de la case, care de asemenea, începând cu data de 11.02.2015, vor rămâne fără apă. Pentru exemplificare, vor rămâne fără apă începând cu data de mâine. Bugheanu Gheorghe, 29 de facturi restante, 596 de lei vechi, noi, Câmpul 1, Șoseaua Națională 21. Aici a fost o greșeală. Rolea Gheorghe, 6 facturi restante, 593 Leive, noi, Câmpul 1, Strada Mareșal Antonescu, 95. Olaru Ștefania Alina, 12 facturi restante, Câmpul 1, Negru Vodă, 90. Pomârlă Mihai, 5 facturi restante, Câmpul 1, Strada Eremia Grigorescu, numărul 22. Nedelea Filofteia, 9 facturi restante, 549 lei noi, Câmpul 1, Gruiului, 57B. Hublea Ioana, 25 de facturi restante, 548 lei noi, Câmpul 1, Mareșal Antonescu, 111. Dreptarul Filofteia, 3 facturi restante, Câmpul 1, Strada Dumitru Aricescu, numărul 2. Folea Bogdan, 4 facturi restante, Câmpul Lung, Constantin Brâncoveanu, numărul 8, 539 de lei noi. Teofanidis Antigona, 10 facturi restante, 534 lei noi, Câmpul 1, Frații Golești, numărul 79. Nițoi Gheorghe, 6 facturi restante, 531 lei noi, Câmpul 1, Strada Decebal, numărul 8. Enache Maria, 14 facturi în sumă de 517 lei noi, Câmpul 1, Strada Ion Țicăloiu, 40. Bălan Gheorghe Cristian Nicolae, 11 facturi,
509 lei, Câmpul Lung, strada Mircea cel Bătrân, numărul 10A. Căieteanu Georgeta, 5 facturi, 508 lei, Câmpul Lung, strada Primăverii, 20. Și Cucu, Elena Alina, 4 facturi, 502 lei, Câmpul Lung, Soldat Golescu, numărul 14. Aceștia toți vor rămâne fără apă. În data de 12 se vor sista serviciile la Urdea Cătălin Petrezan Firescu, numărul 13A, pentru 986 lei și la Iordache Viorica, strada Traian, numărul 94, pentru suma de 447 lei noi. Urdea Cătălin are 10 facturi restante, iar Iordache Viorica are 22 de facturi restante.